Jocul ielelor de Camil Petrescu. O zi călduroasă din primăvara anului 1914. În apropierea parcului Otetereșanu, trecătorii grăbiți cu greu pot observa la intrarea unui imobil cu ziduri groase, văruit simplu, o firmă de tablă învechită pe care scrie Redacția ziarului Dreptatea Socială. Dacă pășești pragul acestui imobil, te întâmpină o scară de lemn care te duce la etaj către biroul directorului ziarului. Un interior mobilat sumar, cu pereții acoperiți de placarde colorate ale cotidianelor socialiste franțuzești. Un afiș mare anunță mari serbări de 1 mai în grădina de la Bordei. Câteva lozinci, proletari din toate țările uniți-vă și fapte, nu vorbe, atârnă pe pereți printre afișele ziarului Dreptatea Socială. Sache, paginatorul Dreptății Sociale, răscolește prin sertarele biroului directorului. Mai să fie. Apoi, ușa se deschide și intră îngrijorat Dașcu, mașinistul șef al tipografiei instalat în subsolul clădirii. He, ai găsit ceva? Un articol al profesorului ăla gros, pus pe masă ca să-l dea înapoi și două desene. Tovarășe, dacă toată redacția lipsește de 4 zile, cum să mai scoatem atunci gazeta? Duminica mai mers, că era în parte făcută de sâmbătă. Iar luni am pus tot ce am găsit în tipografie. Rămășițe, reclame, clișee. Și tovarășul director unde e? Păi, trebuie să vii astă seară. A fost la Iași să pledeze în procesul ceferiștilor de la Pașcani. Cred că vine cu trenul de 9:30. Dar răilalți? Păi, eu știu unde sunt. Ei, la alții, cum dau căldurile, se răspândesc toți în toate părțile. Mai ales acum, de când au permis de tren. Nu mai dau cu zilele pe la redacție. Se lasă unul în nădejdea celuilalt. Și ăștia sunt socialiști. E. Sunt tovarăși, ai? Asta e gazetă socialistă. Ascultă, nene Sache, da. Când văd intelectuali ăștia din mișcare, mi-e silă. Silă, înțelegi? Dacă nu sunt plătiți cu lunile, ce vrei să facă? Se învârtește ei cum pot. Dumneata ești mașinist. Dacă sâmbătă nu primești salariu, nu mai lucrezi. Eu sunt paginator. Dacă sâmbătă nu primești cei 30 de lei ai mei, nu lucrez. Dar pe mine nu mă plătește gazeta. Nici pe dumneata. Ne plătește patronul tipografiei, care nici nu e măcar socialist. Bine, dar el tot de la gazetă ia, nu? Și atunci, ce mai rămâne pentru redactor? Că vezi și dumneata, gazeta de-abia o duce de azi pe mâine. E mulțumire aici când se scoate tiparul și hârtia. Tovarășe Dașcu. E, ce? E jos responsabilul internațional a doua. Cine? E, cine facem că nu-i nimeni din redacție să-l primească. Unde e? E pe coridorul de la tipografie. Nu se urcă niciodată sus, până nu se încuie toate ușile cu cheia și nu se pun cheile pe masă. Eu trebuie să păzdesc la intrare. Ce facem? Nu te speria, așa e regula. Primește-l dumneata, că ești secretarul sindicatului. Știi, noi plecăm, că nu admite martor. Bine, îl primesc eu, tovarăș. Tovarășe, închide ușile și cheamă-l sus. Da, am înțeles. S-aud pași pe scară. El trebuie să fie. Am plecat și eu. Du-te, nene, să-ți. Unde este tovarășul director? E plecat la Iași, pledează în procesul greviștilor de la Pașcani. Trebuie să vină chiar acum cu trenul de astăzi seara. Unde e tovarășul administrator? Tovarășul Praida este la depozitul de hârtie, vine numai decât. Tocmai astă seară lipsesc. În momentul culminant al istoriei socialiste. Tocmai astă seară. Dar ce se întâmplă astă seară, tovarășe? Tovarășul, la noapte izbucnește războiul imperialist. La noapte, tovarășe? La noapte. Dar nu știu, n-am auzit nimic, nu s-a vorbit nimic, ziarele n-au scris niciun rând, în sfârșit. Tovarășe, astă seară e seara cea mare. La ora asta 60 de divizii germane s-au pus în mișcare în secret și vor trece la miezul nopții frontiera franceză. La noapte, 18 mai,
1914. În zorii zile, la ora 4:30, se va proclama Revoluția Socialistă Mondială. Șeful de atelier pretindea că nici într-o mie de ani nu va mai fi Revoluția Socialistă. Dar noi, noi ce facem? Mai întrebi? De ce sunt eu aici? Mâine la 4:30, proletariatul românesc, în același timp cu muncitorimea din lumea întreagă, va declanșa Revoluția. Te rog să comunici direct ziarului socialist următoarele dispoziții. Vrei să iei un toc? Nu mai decât. Da. Poftiți, sunt. Așa. Deschideți după ora 12 plicul galben din caseta de fier cu numărul 14367 și vă conformați imediat dispozițiunilor de acolo. La 8 dimineața deschideți un alt plic galben numerotat cu 7634. Cuprinde o proclamație către muncitorime pe care o afișați și o tipăriți și în gazetă. Oameni de șoc aveți între muncitorii dumneavoastră? Suntem aici noi, doi dintre mașiniști și mai sunt trei linotipiști. Da. Aveți instrucțiuni speciale, secrete, comunicate individual, raportate la obiective precise. Poșta, uzina de gaz și electricitate, arsenalul și principalele ministere. Se va face în tocmai. Așa. Astă seară, cine ar fi crezut? Nu uitați ordine clare, energie în execuție, secret pentru surpriză. Uite, aici aveți un plic cu fondurile necesare pentru tipărirea proclamației. La revedere și fiți cu grijă. Mâine, 18 mai 1914, e ziua cea mare. La revedere, tovarășe. Aveți încredere, tovarășe. M-a speriat când l-am văzut. Agentul era jos, pândea. A fost foarte supărat că n-a găsit pe nimeni din redacție. Ia, ia. Urcă cineva pe scară. Ha? E tipul care se învârtea pe jos. Nu vă supărați. Știți, nu era nimeni afară ca să mă anunțe și am intrat așa. Siguranța, nu faci nimic. Dar ce vrei, dumneata? Eu aș vrea să vorbesc cu domnul director. Domnul director nu e aici. Vine mai târziu. Da, da. Totuși nu pot să-l aștept aici pe domnul director. Iată că a venit administratorul ziarului, domnul Praida. Domnul Praida. Bună seara, domnule. Bună seara. Domnule administrator, dumnealui vrea să vorbească cu directorul ziarului. Dar cine ești dumneata și ce treabă ai cu domnul director? Eu sunt în mic ceasornicar de pe strada Sfinților. Știți, l-am rugat pe domnul Ruscanu să-mi pledeze într-un proces și mi-a spus să-l caut la redacție aici. Foarte bine, atunci așteaptă-l. Ce facem, Sache? L-ați găsit pe Lotar? Nu vă supărați. Am întâlnit pe scară un domn. Nu era domnul Chiriac, fostul proprietar al Uzinelor Unite? Ascultă, domnule, spune limpede. Ce vrei să afli despre acest domn? Nimic. Întrebam și eu așa. Ce nume ai dumneata la siguranță? Cum? Nume la siguranță? Văd că sunteți informați. Noi te știam de mult. Acum spune-ne ce vrei să afli despre domnul Chiriac. Nimic. Am vrut numai să-mi verific părerea. Cazul lui e perfect cunoscut la siguranță. E un om foarte cum să cade, dar are țigneală. Vede numai războaie și revoluții. Aici vine de vreo 7 ani, dar înainte de dreptatea socială, timp de vreo 10-11 ani, se ducea la 18 ale fiecărei luni la Torța. Lăsa și acolo câte un plic. La siguranță avea un cazier la zi până acum vreo 2 ani. A curât toți inspectorii de nebunia lui. E atunci arăt ca niște proști. O să vedeți și războaie și revoluții, să vă săturați. Dacă nu peste 10 ani, peste 50, atunci când societatea de azi va fi coaptă pentru război și revoluție. Poți să pleci dacă e vorba numai de asta. Nu vă supărați, dar eu tot am să-l aștept pe domnul director. Am de vorbit cu el. Dar nu aici, vino cu mine. Dar unde? Vreau să rămân aici. Vino cu mine. Domnule, să știi că tovarășul Praida îl împușcă. Ai văzut cum l-am șfăcat? Ei, și dumneata, tovarășe, nu se ucid oamenii ca puii de găină. Și inginerul ăsta are mușchi de oțel. Am închis la expediție până vine directorul. Prea vrea să-și vore nasul în toate. Uite-l și pe tovarășul Penciulescu. Bine ați venit. Ce-i de ascult? Iar au dispărut de rbedeia aceea de redactor, he? Bine că ați venit, domnule Penciulescu. De 3 zile vă căutăm. Nu poate apărea gazeta. Nu e niciun redactor. Așa. Nu e niciun redactor și ne cam caută de la siguranță. Cum? De la siguranță?
Ce mai e și asta? Tocmai venise și responsabilul de la Internaționala a doua. A venit nebunul de chiria, că? Unde-i plicul? Hai, repede. E pe masă. Așa. Una, două, 2000, 2500, 6, 7, 8, 2800 de lei. Avem asigurată chenzina salariilor. Eu îmi rețin 300 de lei. Așa. E unul din farmecele vieții să ai de-a face cu nebunii. E adevărat că dintre toți nebunii pe care am văzut în viața mea, niciunul nu mi s-a părut mai iremediabil decât ăsta. De câți ani vine el așa convins să anunțe noaptea Revoluției? De 7 ani, săracul. Și o să mai vin încă vreo 7 de aici încolo, dacă o mai trăi. În ajun de 18 ale luni, e ceasornic. Ce spuneați de agent? Că de bucuria banilor și uitasem. Ce cu siguranță? E un agent care așteaptă pe tovarășul director. L-a închis tovarășul Praida la expediție. Acum înțeleg. E o notă în oficiosul guvernului de azi. Ce notă? Gravă. Drept să spun, nu prea îmi place să fiu amestecat în chestiuni de felul acesta. Ascultă. O gazetă, dintre cele care îi trăiesc din fonduri suspecte, ăsta e titlul nostru în paginile oficiosului, își atribuie în mod ridicol un merit din faptul că conducerea, cacofonia e a lor, știm, că conducerea partidului a chemat într-alt post de mare importanță pe distinsul nostru prieten, domnul Nicolae Hariton, fost ministru al justiției. Îngânfată fără motiv, numita foaie care trăiește din fonduri suspecte, a dezlănțuit o nouă campanie împotriva actualului titular al justiției, insinuând că va veni cu documente misterioase care există numai în fantezia acestor domni. Ceea ce acești pescuitori în apă tulbure trebuie să știe neapărat e că guvernul este hotărât să intervie ca să taie pe viitor cheful unor indivizi certați cu morală, să agite imprudent opinia publică. Se vor lua măsuri drastice ca pe viitor să piară pofta și altora de a mai recurge la asemenea procedei. Tovarășe Praida, ai înțeles? Măsuri drastice. Cu ăștia nu-i de glumit. Nu, Penciul, exagerez. Nota nu vine de sus, este scrisă de vreun reporteraș. Da? Ia uite aici, bloc 12, la ultimele informații. Astea sunt scrise totdeauna de membrii guvernului sau de alții de la conducerea partidului. Au căpătat febră sus la cap la conducere. Poftim, e ora 9, că a început spectacolul la bani. Dacă e Lothar, cheamă imediat la redacție. Da, alo? Da. Da, dreptate socială. Sigur, continuă și mâine în fiecare zi. Da, domnule, continuă în chestia cu Sinești. Cum? Da, bine, 900 de foi. S-a făcut. Dașcule, Craiova întreabă dacă mai continuă cu Sinești și cere 900 de foi în loc de 500. Azi dimineața telefona și Constanța. Aseară Galați și Brăila. Toți cer foi mereu. Tovarășe Praida, trebuie ridicat tirajul. Nu-i decât o amețeală de câteva zile. Până să ridicăm tirajul, nici nu putem apărea. Nu e aici niciun redactor. Uite ce fac intelectualii din mișcare. Oricum, dacă ar fi Lothar aici, ne-am descurcat mai ușor. De ce nu scrieți dumneavoastră un articol, domnule Pescu? Eu să scriu? Na, niciodată. Eu am principiile mele, băiete. Scrisul pervertește inteligența. Căutați-vă pe Lothar. Nu l-am văzut de-al altă ieri. Da, alo? Cine? Salve, pânică! Da, hai spune! Cum? Fugi de aici! Dar nu vă mai luați după toți proștii! Reproduceți fără grijă articolele mai departe! Păi cum o să înceteze campania? Cine? Grigoriade? Grigoriade e un dobitoc! Până într-o săptămână avem și capul lui Sinești reptezat! Îl punem în balconul redacției alături de lui Hariton! Păi sigur! Așa făceau turcii convinșilor! Cum? Când vine directorul? Păi trebuie să sosească, vine cu acceleratul de Iași. Cine? Nacianu? Da, bine. Bine, îi spun. Bine. Salve! Dobitocul de Gregoriade a vrut să împiedice oficiosul conservator să mai reproducă articolele noastre despre Sinești. Pretinde că documentul pe care îl tot anunțăm de 8 zile este un blef. Blef? Cacealma, puiule, cacealma pe turcește. Auzi, că urmărim doar să ne ridicăm tirajul. Spunea că vine aici mâine Nacianu, fostul ministru, să vorbească în chestia asta cu directorul. Vine Nacianu într-o redacție socialistă? Păi de când am devenit prezentabil, de ce vrei? Ei, dar acum ce facem? Hai, la lucru, băieți. Ce-i acolo? Articolul lui Saint-Just?
Saint-Just? Ei, Saint-Just, dașcule, Sfântul Dreptate. Toată ziua te vârtești pe redacție și nu știi măcar cine e Saint-Just. A fost un revoluționar teribil, dașcule. Abia trecut de 20 de ani și era frumos, frumos ca un înger. Tăios ca un palo și pur, pur ca zăpada. Deoarece văzuse jocul ierelor, a dirijat eroarea și a trimis pe Danton la ghilotină. Instruiește-te, dașcule. I-a oletezat și lui capul, tocmai când împlinise 26 de ani. Saint-Just l-a botezat domnul Penciulescu pe domnul director, tovarășe. Saint-Just. Saint-Just. M-am căsnit degeaba. Păi dacă nu poți să zici... Zii, dacă nu poți așa, zii arhanghelul dreptății sociale. Și de ce ziceți că a văzut jocul? Ajunge. Prea multe instrucții strică. Lasă asta pe mâine, dașcule. A venit și domnul director. Bună seara, tovarăș. Bună seara, cum stăm cu numărul de mâine? Lată rău. Campania împotriva lui Siniște a alarmat guvernul. Ai văzut oficiosul de azi? Anunță măsuri drastice. Și știți, vă așteaptă un agent de la siguranță. Ce agent? Unde este? L-a închis tovarășul Praida la expediție. Să vie încoace. Îl aduc imediat. V-am spus eu. Sinești nu e un ministru de justiție ca Hariton să se lase dimis de o gazetă. Asta e mână tare. O să ne înșeneze procese peste procese. Toată ziua o să fim cu procurorul pe capul nostru. Nu-mi place să fiu cercetat la siguranță. Am fost totdeauna de părere că o gazetă socialistă nu trebuie să se încurce cu miniștrii de interne sau de justiție. Așa. Ministrul instrucții, ministrul domeniilor, a lucrărilor publice, cât vrei. N-ai niciun pericol. Dar ministrul justiției de... Dânsul e, tovarășe. Domnul Ștefănescu. Da. Tovarăș, domnul Ștefănescu are însărcinarea să mă fileze. Cum? Dar cum în fond este un om destul de cum se cade, am căzut amândoi la învoială. Decât să se ție degeaba după mine, își vede omul de lucru, iar când mă întorc, îi dictez eu raportul despre deplasările mele și despre întrevederile pe care le-am avut. Fii bun și treci dincolo. Vio numai decât să stăm de vorbă. Mai dai și azi vreo casetă? Nu pricep cum pot să întreb asta. Să-ți spun sincer, mai fac eu pe convinsul și grozavul, că așa mai ia temperamentul. Dar sunt sigur că această campanie nu va fi decât o furtună într-un lighean cu apă. Ceea ce a săvârșit Sinești este ceva atât de nelegiuit încât se va cutremura chiar această societate în care excrocii sunt acostați cu familiaritate și tandrețe. Dar ce putea să săvârșească? Nu ai putea să ne spui și nu? Deocamdată nu. Uite, nu prea văd ce ar putea fi chiar atât de grav. Pot să spun acum doar atât, că pentru fapta lui, în Franța, Sinește ar fi fost dus la ghilotină. Iar în Anglia ar fi fost spânzurat. În Franța, în Anglia... E bine, și aici, la noi, va tresări orice conștiință. Conștiințele de aici. Să nu mai vorbim de ele. Și pe urmă, să repet, Sinești nu e Hariton. Are o reputație de mână de fier bine stabilită din guvernarea trecută, când a fost secretar general al internei. Nu uita că nici eu nu sunt singur. Am în jurul meu atâția oameni. Tovarășii dumitale. Da, tovarășii mei. Sunt puțini, dar sunt cei mai buni. Sunt cei de la început. Ia te rog un toc și scrie. Da, bine. Scrie, te rog. Da, bine, scriu. Cu o îngânfare? Da. Explicabilă numai prin faptul că nu are simțul realității. Da, să folosim neașa propriul lor stil. Oficiosul guvernului se preface că nu crede în existența unui document compromițător pentru ministrul justiției. Cine sfidează? Da. Amenințându-ne cu măsuri polițienești. Da. Polițienești. Da. Ca să facem plăcere oficiosului, precizăm că este vorba de un astfel de document, încât, la apariția lui, ministrul justiției va trece probabil de pe banca ministerială pe banca justiției pur și simplu. Firește, în cazul când nu-și va prezenta neîntârziat demisia. Da. Așteptăm. Deci încă o zi. Da. Ai scris? Da, încă o zi. O dai bloc, casetă dublă, în pagina 1, coloanele 6 și 7 în cap. Bine. Ca să vadă acum cât suntem de hotărâți, tovarășe Penciulescu. În aceeași zi, în redacția ziarului Dreptatea Socială, în prezența lui Gelu Ruscanu, Praida are o discuție cu Elena, soția luptătorului socialist Petre Boruga, care zace de câțiva ani în temniță. V-am spus încă de rândul trecut că este ultima dată. Nu mai pot lungi comedia asta fără noi. S-a sfârșit, s-a sfârșit. Ce vreți, să-mi distrug viața și a mea și a copilului?
Nici o femeie nu poate să aștepte un bărbat 15 ani. Nu vi se cere atât de mult, doamnă. Vi se cere numai să mai întrețineți câtva timp iluziile unui om înmormântat de viu. Un om care vă iubește deznădăjduit. De altfel totul e deprisos. Părinții mă obligă și va trebui să divorțez ca să se termine toată povestea. Acasă mi-au mai dat termen până la toamnă. Tata spune că așa trebuie să pățesc dacă n-am ascultat de sfaturile lui și m-am măritat din dragoste cu un student sărac și socialist. Nici nu știți cât vă iubește Boruga. Dacă ar afla adevărul, s-ar desprinde carnea de pe el. Nu se mai poate. V-am spus încă de rândul trecut că este ultima dată când mai merg la temniță ca nevasta lui. Bine, atunci avem o altă rugăminte. Lăsați copilul să meargă cu noi mâine. Trebuie să-și vadă copilul. Dați-ne voie să spunem că n-ați putut veni fiindcă sunteți bolnavă. Vom învăța copilul cum să vorbească. Și asta e foarte greu. Copilul suferă foarte mult de câte ori se întoarce de acolo. Dar, ca să nu ziceți că sunt rea, îl las să merg. Știu că dumneavoastră nu mă înțelegeți, că partidul mă judecă rău. Partidul nu vă judecă, doamnă, fiindcă nu sunteți a partidului. Iar partidul nu judecă decât pe cei care îi aparțin. Dar dacă vreți să știți ce credem noi, omenește vorbind, atunci aflați că sunteți demnă de lumea din care faceți parte și nu meritați iubirea din mormânt a lui Petre Boruga. Atunci rămâne așa. Mâine vi-l aduc pe Mihai. Da, doamnă, vă conduc. Bună ziua. Bună ziua, domnule. Mă gândesc cu groază la privirea năucită, la fața pustită a lui Petre Boruga mâine, când după 3 luni de așteptare ne va vedea venind fără nevastă sa. Ar fi murit de mult dacă gândul nevestinul ar fi susținut cum susține morfina pe unii bolnavi. Pot să merg și eu mâine cu dumneata, tovarășe Praida? Da. Nu l-am văzut încă niciodată pe Petre Boruga, deși am scris atâtea articole despre el. Cred că da, cred că da. Voi schimba aprobarea la Ministerul Justiției. Mi-a dat-o secretarul general foarte greu și fără știrea lui Sinești, bineînțeles. Da. Mă duc mâine dimineață să mi-o schimbe. Domnul cu care ați vorbit la telefon, așa mi-a spus să spun, e afară. Este Macian. Fostul ministru conservator? Nu știu ce vrea să-mi spui. Atunci te las. Nu, te rog, rămâi. Bună ziua, domnule Ruscanu. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Este o chestiune personală, domnule Nacianu? Personală? Nu, dar... Atunci dați-mi voie să vă prezint pe domnul Praida, administratorul ziarului, care poate lua parte la discuție. Nu, dacă așa sunt obiceiurile pe aici. S-a discutat ieri, într-una din secțiile de la cameră, campania pe care o duceți împotriva lui Sinești. Mărturisesc că în toate cercurile, chiar cele guvernamentale, impresia este profundă. Tonul dumneavoastră este atât de grav și de categoric, încât toată lumea este mai curând stupefiată. De 8 zile publicați în fiecare număr câte un avertisment, amenințând cu publicarea unui document, dar fără să dați cea mai mică indicație despre acel document. Pare să fie ceva de importanță excepțională, dar, iartă-mă, pentru un moment nu e nimic. Firește, toată lumea e de acord că această lungă introducere este ceea ce se numește o extraordinară punere în scenă. Nu, aceste avertismente nu sunt o punere în scenă, domnule Nacianu. Sunt absolut sincere, pentru că dorința noastră reală este ca să nu ne servim de acest document. Atunci pot să spun precis scopul vizitei mele. Da, mă rog. Părerea opoziției și îndeosebea șefului este că ar putea fi cazul să plece nu numai Sinești, ci tot guvernul. Pentru asta este necesară însă nu o campanie într-un ziar, ci o interpelare serioasă la cameră. Au căzut toți de acord ca să fac eu această interpelare. Pentru asta este nevoie să-mi pui la dispoziție tot materialul pe care l-ai. Altceva este un articol de gazetă și altceva o interpelare. Nu, domnule Nacianu. Nu înțeleg. Cum, nu țineți să aveți succes în campania dumneavoastră? Dacă îmi permite să intervin cu un cuvânt... Mă rog. Cred că tovarășul Ruscanu spune nu, vrea să înțeleagă faptul că el nu convine să se facă din această împrejurare o afacere internă a regimului. Să slujească drept instrument a unui partid împotriva celuilalt. Preferă să se lipsească de acest amestec și să fie stăpân ca socialist pe propriile sale mișcări. Este singurul motiv? Sunteți siguri că acel document există? Da, există. Atunci să nu mai lungim discuția. Să considerăm demersul meu eșuat și să-mi dați voie să consider această vizită ca neavenită. Văd că nu este chip să ne înțelegem. Suntem două lumi diferite, domnule Nacianu.
Nu este de conceput o înțelegere între noi și această Europa capitalistă. Ar fi să devenim complicii ei. Acum nu se mai poate deosebi între buni și răi. Mai întâi să piară această Europa. Nu știu dacă această Europa din mai 1914 este atât de rea. Nu știu dacă această societate este într-adevăr bună. Poate că mă înșel. Tare mi-e teamă însă că dacă printr-o întâmplare nenorocită această Europa din mai 1914 s-ar prăbuși, lumea de mâine ar regreta-o ca pe un paradis pierdut. Ar avea zi și noapte nostalgia ei. Nu ar fi cu neputință. Mă rog, atunci... Bună ziua, domnilor. Bună ziua. Bună ziua, ziua. Tovarășe Fraida. Iată documentul. Despre ce e vorba? Este o scrisoare care dovedește că Sinește a distrus un testament și a asasinat apoi pe o bătrână care se încăpățâna să mai trăiască. Cred că publicarea acestei scrisori nu e un lucru care să pună probleme. Evident că voi lua hotărârea după propria mea judecată. Ca prieten aș vroi totuși sfatul dumitale. Sau nu sfatul, propriu zis. E poate altceva. Simt nevoia ca un om ca dumneata să cunoască această împrejurare intimă a mea. Cine semnează scrisoare? Doamna Maria Sinește. Cui este adresată? Mie. O scrisoare de dragoste? Da. Acum vreo 7-8 ani, doamna Sinești, căsătorită abia de 2 ani, a depostit în casa ei pe o bătrână prietenă a bunicii ei, o doamnă oarecare Maniti, care îmbolnăvindu-se n-a mai putut și nici n-a mai vrut să trăiască la o moșie unde își petrecuse toată viața, pentru că se simțea și singură și avea nevoie de oarecare supraveghere medicală. Da. O iubea foarte mult pe Maria Sinești și a primit fericită invitația ei de a veni la București. Recunoscătoare, această doamnă Maniti a făcut un testament prin care, după ce arată că își lasă toată averea făcută lichidă în aur, că sperase la început să plece din țară și erau aproape 1.000.000 de lei în Napoleon de aur, fiindcă nu avea moștenitori, lăsa în același timp și toate bijuteriile ei doamnei Maria Sinești, da, căreia i-a și citit testamentul. Toate acestea erau într-o casetă de oțel, iar caseta era închisă și ea într-un scrin de stejar. Cu vreo câteva săptămâni înainte de moarte, își scoase pașaportul să plece din țară. A murit datorită unui atac de anghină pectorală. Singur Sinești fiind de față, că sora de caritate plecase noaptea aceea în oraș. E mai probabil că a fost înnăbușită cu perna. Câteva clipe după asta, Sinești a cerut soției lui cheia de la casetă. Eu încredințase ei bolnavă. Și cum aceasta a refuzat, vrând să predea cheia autorităților, a devenit bestială, brutalizat-o. Atunci, în grabă, a luat caseta cu totul și a dus alta de-a lui în locul ei, purând înăuntru alte bijuterii, puține, unele acțiuni și câteva 10.000 de lei. Testamentul a rupt. Din toate acestea, el s-a ales cu aproape 1.000.000 de lei aur. Povestește ea asta tot în scrisoare? Da. De ce n-ai denunțat cazul din primul ceas? Nu era atunci decât un simplu fapt divers, o chestiune mai mult personală. Atunci m-am gândit mai mult cum să salvez această femeie. Vreau să o despart și să o iau de soție. De ce n-ai făcut-o? N-aș putea să-ți spun acum. Ceea ce este esențial este că Sinești este acum ministrul justiției. De asemenea, eu sunt, după cum știi, altul. Pot să întreb dacă te-ai iubit? Cred că mai curând l-a urât pe el. Nici n-a mai vrut să primească bijuterii de care îi se cuveneau. De ce nu l-a părăsit? Bănuiesc că din cauza copiilor. Dar nici n-a mai existat pentru ea. Ascultă cum încheie scrisoarea. Când te-am întâlnit după acest demon, am întâlnit un stâlp de lumină, o față de arhanghel. El era în viața mea o noapte grea. Tu erai un răsărit nou de soare. Înțelegi de ce te-am iubit? Înțelegi de ce m-am dăruit întreagă, fără să mai privesc înapoi? Dacă scriu acum totul, e ca să simt că n-a mai rămas nimic în mine din acest trecut. Să știu că toată ființa mea își începe o viață nouă, cum își începe viața iarăși o fântână sfințită din nou. Zidurile vechi și umede, cu tencuiala năruită din cauza egrasiei, străjuiesc vorbitorul prelung și întunecos al închisorii.
O despărțitură din gratii de fier împarte vorbitorul în așa fel ca vizitatorii să nu se poată apropia de întemnițați. Gelu Ruscanu și Praida, veniți să-l vadă pe Petre Boruga, stau de vorbă cu un gardian. Să nu vă speriați. O să vie cu lanțuri la picioare. Încă vreo câteva luni măcar îl mai ține în celulă izolat. Cum e celula? De, la celulă e mai greu, firește. E cam umed și cam strânt, dar patul are loc. Are pat? Are. E cam îngust. N-are așternut, doarme pe scânduri și fără perină. Ei, acum vara mai merge, dar iarna, iarna e greu de tot. De, ogna e ogna, ce să-i faci? Ei, parcă viața noastră e mult mai bună. Nici ziua, nici noaptea nu avem odihnă. Se poartă cu noi mai rău decât cu vitele. Vai de pâinea pe care o mâncăm aici. Să nu aibă nici dușmanii noștri. Dar acum de ce întârzi atât? S-a dus primul gardian să-l aducă. Directorul a dat ordin să-l aducă la vorbitor în lanțuri. Știți, nu prea se admit la vizită trei persoane odată. Tăticule, tăticule. Mihai, așa mi-a fost vorba. Mi-ai promis că n-ai să plângi. Da. Vrei să te vadă tăticul tău cu obraj și plângi? Acum ești mare, ai împlinit 11 ani. Tatăl tău nu e la ogră, fiindcă a făcut cuiva vreun rău. Nu, trebuie să fii mândru, că e un luptător. E cel mai bun dintre noi toți. N-a luptat pentru el însuși. El avea tot ce îi trebuia ca să fie fericit. Dar s-a sacrificat pentru ca și alții să fie fericiți. Ai înțeles? Da. Nu trebuie să plângi. Nu. Dar nu se poate să-i dea drumul acasă măcar 3 zile. Sperăm că o să-l scoatem de aici curând. Dar acum nu uita ce am vorbit. Tăticul nu trebuie să știe că mama s-a măritat din nou. Nu. Ei să-i spui că fi vrut să vie, dar că e bolnavă în pat. Că a plâns mult că n-a putut să vie. Ai înțeles? Da. E bolnavă. Dar Elena, de ce nu a venit Elena? Mihai, da. De ce nu a venit mama ta? E bolnavă. E bolnavă. Dragostea mea, dragoste, e bolnavă. Nu e nimic grav, o criză de ficat. Va trebui să stea în pat o săptămână. Ați adus doctorul? Da. Da, a fost un tovarăș doctor și a văzut-o. A spus că nu e nimic grav. Știi că Mihai a terminat școala. A luat premiul al treilea. Are medalia de bronz. Arată-i medalia, Mihai. A avut medie mare. Cât ai avut, Mihai? Am avut media 96. Am venit tovarășe și ca să te întrebăm ce facem acum cu băiatul. Mama zice că să intru la nenea Pavel, la croitorii. Tovarășe, nu ne-am gândit că dacă ne dai aprobarea, ar fi bine să-l înscriem pe Mihai la liceu. Ei, dar de unde bani pentru cărți? Căci biata femeie trebuie să o ducă foarte greu. Nu, n-are nicio teamă, vom îngriji noi. Care noi? Noi, partidul. Vă mulțumesc, tovarăș. Dumnealui e tovarășul Gelu Ruscanu. Nu l-am văzut niciodată. E în mișcare numai de 5 ani. E om de nădejde. Am vrut să te cunoască. E directorul Dreptății Sociale. Mulțumesc. Spune-mi ce necazuri ai pe aici. Ce-ți mai trebuie? Nu-mi trebuie nimic. Tovarășe Boruga, nu se poate să fii atât de abătut. Știi că facem tot ce omenește cu putință să te scoatem de aici. Până atunci, spune-ne ce-ți lipsește. Ei, când m-au adus aici în celulă, îmi lipseau toate. Înnebuneam ziua, iar noaptea nu puteam dormi în celula goală și umedă,
ca un mormânt de ciment. Dar de când a început să-mi putrezească oasele de viu, de când mi s-au chircit plămânii, nu mai doresc nimic. Nu mai lipsește nimic. Vă mulțumesc, tovarăș, dar e de prisos orice. S-a terminat. Au trecut cele 10 minute. Haide, Boruga. La revedere, tovarășe. Ai încredere în noi. Nu te uităm. La revedere, tovarășe. Mulțumesc. La revedere. La revedere. Mihai, ai grijă de mama ta. Vezi că ești mare acum. Tată, tovarășe Praida, ai avut totdeauna dreptate spunând că oamenii sunt răi din ignoranță, că n-au imaginație. Nu știam cât mi se potrivea mie însumi acest lucru. E ora prânzului, oamenii sunt încă la masă pretutindeni. Pot să mănânce liniștiți, pot să râdă și să se fericite pentru înaintări. Pot să-și mângâie duios copiii și femeile pentru că nu văd suferința din lume. Raza orizontului lor e cât ajung cu mâna. Oamenii pot fi fericiți fiindcă n-au imaginație. E ora prânzului, tovarășe. V-aș mai adăuga un lucru, tovarășe Gelu. Mulți nici nu vor să vadă. Închid ochii anume din prudență ca să nu fie obligați să vadă. Nu vor să fie propuși ca martori la ceea ce se întâmplă. Nu le convine nici să se afle. De altfel se vând pe piață tot felul de alifii bune pentru lubrefiat conștiință. Suntem complici din lipsă de imaginație. Viața nu merită să fie trăită cu astfel de preț. Clopotul ceasului din piață bătuse de mult miezul nopții. În subsolul clădirii în care se află redacția ziarului Dreptatea Socială, becul atârnat de tavan împrăștie o lumină palidă în camera de corectură. Pe masa lungă de lemn zac vrafuri de șpalturi și pagini pentru corectură. Sache, paginatorul, și Vasiliu, secretarul de redacție al Dreptății Sociale, par îngrijorați de soarta gazetei. Domnule, ce facem? Uite, ora 2:30 și nu putem încheia gazeta. Pierdem vânzarea de mâine. Directorul a telefonat din nou adineaori din oraș să nu încheiem pagina fără el. Trebuie să dea caseta cu sinești. Dar n-are a face, mai amânăm o zi. Azi nu se mai poate, zău așa. Ținem oamenii de 2 ceasuri, au obosit și ei. Îi așteaptă acasă nevețele și copiii. Nene Sache, Nene Sache, nu se poate. Uite, uite ce scrie în Dreptatea Noastră de ieri cu litere de opalmă. Oficiosul guvernului și-a pierdut cu totul capul. În loc să anunțe pur și simplu demisia domnului încă Saru Sinești, ne sfidează pe noi să publicăm documentul misterios menit să treacă pe ministrul justiției de pe banca ministerială pe banca acuzaților. Ha? Foarte bine, o vom face chiar în numărul de mâine. Auzi, unde să fie domnule de n-a venit până acum? Îl așteaptă sus în mătușa lui de aseară și acum e 2:30 noapte. Trebuie să vii, să ne dea scrisoarea aceea sau ce naiba. Și... ce faci sus acolo, Silvia? Mot să intru în fotoliu. Să știi că dacă nu vine într-o jumătate de oră, nu-și mai poate ține dași cu oamenii în tipografie, tovarăși. Bună seara. Ah, bună seara, dragi director. Tovarăși, bună seara. E gata gazeta? E și turnată, tovarăși director. Afară de pagina întâi. Dă-și și astea la polis. Da, tovarăși director. Vă așteaptă cineva dincolo. Cine? Mătușa dumneavoastră. Mătușa? Da. M-a auzit de sus o mașină oprind. Eram sigură că ești tu și de aceea am și coborât. Te ascunzi de mine? Te ascunzi de mătușa ta? Este foarte greu să ne înțelegem. Aș fi vrut să te cruț, mama. Nu. Lasă-mă să rămân azi doar mătușa dumitale. Când am văzut că te ascunzi de mine la telefon și acasă, am venit aici. Te aștept de aseară sus în redacție. Și te-aș fi așteptat 3 zile și 3 nopți. E deprisos. Dacă ai bănuit ce am să-ți spun... ai înțelege că nu este deprisos. Ai să-mi fii recunoscător.
Haide sus să vorbim. A, bine, mergem. Vasiliule, da? Dă-și și asta urgent la culis și încheiați pagina. Da, bine, tăpăr, bine. Hai, bine. Să mergem sus, mă duce. Ce ai de gând? Să duc până la capăt ceea ce am început. N-ai putea să-mi spui și mie ce ți-a făcut ție personal omul acesta și de ce te îndrăgești atât împotriva lui? Nici nu m-ai poftit să stau jos. Iartă-mă. Și de ce faci toate astea? Pentru ca să fie puțină dreptate pe lumea asta. Te-ai găsit tocmai tu să îndrepți lumea. Ești tu mai comod decât toți ceilalți. Cât sunt de fericită că Paul e un artist, că declară că vrea să rămână singur cu pictura lui, că vrea să rămână deasupra. Se simte deasupra. Este atât de mândru de izolarea lui. Dar în lumea asta, așa cum este alcătuită ea, nu te poți izola decât cu îngăduința celor răi. Lumea asta din care stragi hrană este atât de abjectă încât nu te acceptă și nu te tolerează decât cu prețul complicității. A te izola este întotdeauna a fi sperjur prin tăcere. Aștepți cu ochii într-altă parte să ți se trimeată în plic închis la domiciliu cota cuvenită. Ce puțin ne înțelege, mătușa. Cum este cu putință ca ideea unei nedreptăți să nu găsească un pic de îndemn la bine nici măcar într-un suflet de femeie? Fleacuri. Fraze de prin cărțile cu care ți-ai umplut capul. Cum fleacuri? Cum fraze? Eu am crezut și cred în cărți mai mult decât în practica dumneavoastră. Atunci se vede că în cărțile dumitale ai învățat să nu mai respecti nici perii albi. Lasă că de la tine nici la asta nu mai țin măcar. Nu. Din cărțile acelea ai învățat să bagiocorești și să calomniezi lumea. Eu calomniez? Aș vrea să știu pe cine calomniez. Dar atunci cum poți să scrii ceea ce scrii despre Sinești? Dar Sinești este un asasin, mamă! Un asasin, înțelegi dumneata asta? Un asasin? Asta nu o crezi nici tu. Dar atunci de ce gândești dumneata care m-ai crescut de mic, care mi-ai ținut loc de mamă, că fac ceea ce fac? Nu mai știu nici eu ce să cred. Tu știi de ce te-am căutat toată ziua? De ce te-am așteptat până la 2 noaptea pe scaun sus în redacție? Ca să te împiedic să faci o mare prostie. Nu înțeleg unde vrei să ajungi. Ca să afli și tu cine este Sinești. Mamă! Uite. Citește. Știam că n-am să pot. Te-am crescut altfel. N-aș fi vrut să știi tot ce s-a întâmplat. Nu m-am gândit niciodată că va trebui să vorbim despre anumite întâmplări, noi doi. Ți-am scris scrisoarea asta. Mi s-a părut mai ușor. De ce nu mi-ai spus asta niciodată până acum? Ce sens ar fi avut? Afară de mine și de Sinești, nu a știut nimeni niciodată. Nici Paul nu știe. I-am înapoiat eu banii lui Sinești după vreo 2 ani. La cât se ridica suma delapidată? Cum poți vorbi astfel de tatăl tău? Definitiv a fost o delapidare, nu? Tata avea mâinile atât de albe și fruntea atât de palidă. Uite, de aceea n-am putut să vorbesc niciodată cu tine despre... Cum a putut să pui mâna pe bani străini? Jocul de cărți. Era bolnav. N-avea pic de voință, deși în Parlament trecea drept un strălucit orator. Ca advocat era foarte reputat, dar pleda rar. Era un om superior. Înțelegi? Dar... Înțeleg. Știi ce a mai rămas în mine, mătușă? Atât cât rămâne dintr-un măr pe care l-a bătut grindina. În lumea asta care mă disgustă, amintirea lui era totuși un punct de sprijin. Din ce-mi spuneai, în fotografie aveam altă imagine despre el. Sinești și-a primit toți banii? Sinești a fost și destul de răbdător. M-a așteptat. Cum a putut tata să ia bani străini? Cum a putut să-i ceară unui secretar al lui să facă un asemenea gest? Nu vă mai socotiți judecători. Nu mai cere socoteală nimănui.
Căci fiecare are motivele lui neașteptate. Numai Dumnezeu poate judeca, fiindcă numai El cunoaște urzeala pricinilor și știe cum a fost cu deamănuntul totdeauna. Noi oamenii dibuim, nu știm nimic. Și totuși Sinești nu va rămâne ministru. Sinești nu va rămâne ministru? Cum? După cele ce ți-am arătat, tot te mai bate gândul să continui? De ce atâta înverșunare împotriva lui? Ce va câștiga muncitorimea dacă Sinești nu va rămâne ministru? Gelule, de ce toată nebunia asta? Luptând ca Sinești să nu mai rămână ministru, muncitorimea luptă pentru ideea de justiție absolută. Numai ideea de justiție absolută poate susține și încheca conștiințele într-o luptă atât de grea ca noastră. Ascultă, ai putea să-mi spui și mie ce anume a făcut Sinești? Ai putea să-mi spui și mie ce document este acela? Mâine dimineață îl vei vedea. Este vorba de o scrisoare a doamnei Maria Sinești. O scrisoare a Mariei Sinești? Da. Ce scrisoare poate fi asta? Și cum de a ajuns în mâna ta? O scrisoare pe care mi-a trimis-o mie. Ca să o publici? Nu ca să o public. Este o scrisoare personală, o scrisoare intimă. Oh, și dumneata publici o asemenea scrisoare? Un ruscan face asta? Să știi că dacă nu se găsește niciun bărbat să te pălmuiască în stradă, o voi face eu în cazul când făptuiești o asemenea ticălocie. Mătușă, facem parte astăzi din două lumi deosebite și orice lămurire între noi este de prisos. Se va întâmpla ceea ce va fi să se întâmple. Vei face ce vei crede de cuvință. Iar eu voi răspunde fapte dumitale cum voi putea. Noapte bună. Noapte bună. Nu. E cu neputință să plec. Trebuie să-ți explic. Trebuie totuși să pricep. E vorba de tatăl tău. E vorba de numele. Aș fi o criminală. O denaturată dacă n-aș încerca totul. Ascultă, gelule, iartă felul nesocotit în care ți-am vorbit adineori. Îmi pierdusem capul. Dar înțelege că nu mai poți ataca pe Sinești acum când știi ceea ce știi. De ce nu? Dar nu înțelegi că omul acesta are să facă și el scandal? Are să dezgroape cele ce ți-am povestit? Are în buzunar scrisoarea tatălui tău prin care îi cere să ia banii din depozit? Are să vânture totul în gazetă. Numele părinților noștri, numele tău, vor fi nume de scandal. Adică să acoperim fără de legile trecute cu una nouă. Lasă mătușa acolo în groapă să-și primească tata pedeapsă și să îndure memoria lui dacă e nevoie ca un pic de adevăr să iasă deasupra. Nu e nimic dacă suferă puțin fotografia lui. Te-ai gândit bine la rușinea de care ne acoperi, de care te acoperi. N-ai să îndrepți tu lumea. Nu știu dacă am să îndrept lumea, dar dacă n-aș abate omenirea din calea răurii decât atât cât abate un bob de nisip albia unui fluviu, și totuși datoria mea este limpede, precisă. M-am gândit, mătușă. Nici nu știi cât mă gândesc și cât mă doare. L-am iubit pe tata chiar așa, fără să-l cunosc. Dar scrisoarea trebuie să apară mâine. Atunci, dacă nu se poate, mai am o singură rugăminte și îți cer să mi-o îndeplinești pentru tot ceea ce am făcut pentru tine. Lasă încă o singură zi. Poate că te răzgândești totuși. Poate Sinești are un gând. Poate că se întâmplă o minune. Lasă o zi norocului. Bine. Mai amân o zi. Mulțumesc. A doua zi, în biroul lui Gelu Ruscanu, se discută schema ziarului. Atunci rămâne stabilit așa. Ne-am înțeles. Da. Pentru poimene, dar neata tovarășului director, editorialul și cursivul din pagina întâi. Punem 5-6 articolul profesorului ăla. Ne-a dat tovarășul Vasiliu, dai foilitonul și cursivul din pagina a doua. Da. Reportajul din Galați, mergi pe pagina întâia, cu continuare între a treia. Da, sigur. S-a înțeles, Sachi?
Bine, dar până atunci am trebuit pagina întâia de mâine. Uite, e 9 seara și nu am până acum caseta aceea, blocul Chestia Sinești. Într-o oră e jos caseta. E, așa ziceți, domnule director, și pe urmă iar vine o vizită la redacție și iar o vizită și încă 10 până se face miezul nopții. Ca ce vine lumea ca la spital. E, păi spitalul e Isache Procopțitului, spital pentru sufletele rănite. Nu știu, dar îmi trebuie o coloană. Domnule director, a venit o doamnă care vrea să vă vorbească. Dar cine mai e? Doamna Maria Sinești. Doamna Sinești? E, nu prea îmi plac mie nevestele astea de miniștri care vin în vizită la directorii de gazetă, așa că mai bine eu... Drept să spun, nici mie nu prea îmi place vizita asta. Poate că ar fi mai bine să nu o primești. Toma, poftește pe doamna înăuntru când voi suna eu. Da, stai câteva clipe. N-are niciun sens să primești pe această doamnă. Nu pot să nu primesc. Îmi dai voie să rămân și eu? Rămâi. Poftiți, doamnă. Aș vrea să-ți vorbesc numai dumitale, domnule Ruscanu. Doamnă, nu aveți ce să-mi spuneți numai mie. Nu am niciun secret față de camarazii mei și față de nimeni. E o chestiune care nu privește pe camarazii dumitale. E ceva cu totul personal. Privește viața dumitale intimă. Vă repet, doamnă, că eu nu mai am o viață intimă. Ce vrei să spui? Că m-am dăruit cu totul unei cauze. Unei cauze care depășește orice preocupări domestice. Nu pot să-ți spun, gelule, față de altcineva. Nu-mi spuneți! Noi o să ieșim, tovarășe Ruscanu. Din ce petice sunt peticită? Ca să sper în mod stupid, așa cum am sperat, că se va putea vorbi cu un om care de 2 săptămâni nu mai are numele cu care l-am îngâiat mama lui și femeia. Așa cum sunt împrejurările, ar fi poate mai indicat să vorbiți cu soțul dumneavoastră. Soțul meu? Cu el, într-adevăr, nu se poate vorbi? Ascultă, gelule, nu se poate să te fi schimbat într-atâta. Trebuie să mai ajungă un cuvânt până la inima aceea de altă dată. E vorba aici și de fericirea mea. Fericirea nimănui individual nu interesează aici. Dar crezi că am să pot răbda multă vreme să-mi vorbești ca unei condamnate? Socotiți că n-am și eu un cuvânt de spus în toată împrejurarea asta? Ei bine, n-am murit încă. Nu pot fi atât de rău lovită fără să lovesc și eu. Așa e mai limpede, doamnă. Loviți, scoateți revolverul și trageți. Te crezi la adăpost, fiindcă alături mai e cineva. Chiar dacă în altă împrejurare este cert că voi putea fi găsit singur în stradă, de pildă, este preferabil pentru dumneavoastră să trageți acum, aici. Nu vă va împiedica nimeni. Aș fi putut trage, dar... Un revolver? Ai vrut să mă ucizi, Maria? Nu. Nu m-am gândit să te ucid niciodată. Ai vrut să te sinucizi? Nu știu. Nu mai cred nici asta. Nu pricep nimic. De ce ai venit? Nu știu. Am plecat de acasă fără să mă gândesc. Am privit gândul morții atât de fix că nu mai văd nimic. De 2 săptămâni mă gândesc numai la moarte. Am privit-o prea mult fix și tot ce e real a dispărut pentru mine. De azi dimineață merg ca o somnambulă pe stradă. Cred că totuși tu singur ai putea să mă înțelegi. Este o lege deasupra noastră, inumană. Eu nu înțeleg prea mult. Dar dacă tu crezi că e nevoie să fiu zdrobit, nu și voi. Lovește. Îmi fige pumnalul într-o inimă care și așa nu era decât a ta. Ai venit anume ca să-mi spui asta? Nu. Nu știam că totul e deprisos și că nimic nu te abate de la nebunia ta. Dar cred că pașii m-au purtat aproape singuri încoace. Nu știu de ce. Poate fiindcă totuși aș fi vrut să aflu ceva. Prezentul e pierdut, știu asta. Dar spune-mi dacă atunci m-ai iubit un singur ceas măcar. De ce te înduiești? Felul în care m-ai părăsit
m-a aruncat în vâltoarea tuturor rânduielilor. Poți face orice din prezent, dar e dreptul meu să știu dacă am fost iubită. De ce vrei să știi asta acum? E o chestiune de viață și de moarte pentru mine să știu dacă trecutul însuși a existat, dacă am fost cu adevărat iubită. Poate să întâmple orice acum, dar ceea ce a fost nu poate să fie anulat ca o socoteală greșită. Ce ar mai putea să însemne acum trecutul? Ce vrei? Mie nimic nu mi-a izbutit cu adevărat. Viața mea a fost toată zadarnică. Pe nimic nu m-am putut sprijini sigur. Nu mi-a rămas decât amintirea iubirii. Și totuși, Maria, tu m-ai înșelat. Nu e adevărat. De altfel, ce sens mai are să mai vorbim despre asta? Nu, orice, dar nu vreau să mai vorbim despre asta acum. Ah, a fost o vreme când un cuvânt de-al tău ar fi refăcut lumea din nou. O explicație atunci... Nu ți-am cerut nici acum nicio explicație. Am spus numai și totuși, exprimam doar o nedumerire. Nu este ce ai spus tu, dar nu e mai puțin adevărat că uneori nu mă înțeleg nici eu. Nu văd lămurit, ce vrei tu acum? Aș dori, firește, să nu publici scrisoarea. Scrisoarea nu mai are nicio importanță. Crima lui Sinești este în conștiința mea ca un astru negru rătăcit pe cer în plină zi. Alte legi îl pot scoate de acolo decât propria noastră voință. Da, știu. Știu și că totul e deprisos. Tot ceea ce ți-am spus n-avea niciun rost. Nici eu nu-mi dau seama de ce am venit. Poate că aș fi vrut să știu nu ce ai de gând să faci, dar ce simți acum? Cum ți-e fruntea în ceasul când iei o asemenea hotărâre? Mi-era teamă să nu fie ură. Și dacă mai caut în pustiul din mine de acum, poate că aș găsi dorința ca și tu să știi ceea ce simt eu acum, când am renunțat la tot. Ce vrei? Nu te mai bizui pe mine. Stăm astăzi fiecare sub altă stea decât atunci când s-a întâmplat ceea ce tu vrei să rămână neschimbat. Am văzut după aceea și am înțeles alte lucruri decât le vedeam împreună. Am văzut un joc jucat numai pentru mine însumi. Și de atunci am alți ochi, mintea mi-e alta. Ascultă, îngelule. Eram în odaia ta de student. Aveai parcă ochi în lacrimi. Ce nefirească e prezența unei femei ca tine, Maria, în această odaie săracă și plină de cărți. Te privesc și știu că tinerețea mea săracă nu s-a irosit zadarnică și fără frumusețe. N-ai să regreți niciodată cât de mult dăruiești. Îmi strângeai fierbinte mâinile. Maria, spune-mi, Maria, că orice s-ar întâmpla, orice s-ar întâmpla, înțelegi? Niciodată n-ai să regreți că te-ai dăruit atât de mult, că m-ai iubit atât. Ce vrei? Vreau să știi că azi dimineață, simțind revolverul pe care îl plimbam, rece, lipit de piept, n-am regretat. Și acum, fiindcă am putut să te văd în ceasul ăsta, și mai puțin... Maria! Maria! Ți-a cerut să nu publici scrisoarea? Nu. Prin urmare, scrisoarea apare. Dar, în definitiv, ce-a vrut? Nimic. Sau dacă vrei, cam același lucru. O mărturisire. Asta e tot? Tot. Ar fi vrut să știe dacă a fost iubită cu adevărat, măcar în zilele acele trecute. Nu vrea nimic din prezent. Renunță la tot. Da.
Chiar ca să suferi mai puțin, ar vrea să știe măcar atâta lucru. Dacă a fost iubită cu adevărat. Cu adevărat? Dacă ar fi Penciu, aceea ar spune că e și ea însetată după absolut. A văzut și ea jocul elelor. Câteva ore mai târziu, în același birou al lui Gelu Ruscanu. Scoțându-și mereu ochelarii de oboseală, Penciulescu citește manuscrise și soarbe din ceașca de șvarț. Da, așa. Stai să-ți arăt că am procesul verbal aici. A, bine, domnule. La ce oră a telefonat secretarul că vine Sinești? Trece pe la internete și pe urmă vine aici. Aha. E așa, Vasiliule. Da. Să știi că trebuie să-mi dai toate articolele. Să le văd mai întâi. Ia, arată-mi ce ai acolo. S-a terminat, nu? Ăsta e 5 și 6 de mâine? Da. Da. Nu-ți mai dau drumul așa de ușor. Nu, nu, nu. Ministerul instructiv. Asta e bună. Băiatul ăsta scrie cu șira spinării, nu cu capul. Își bate joc de cititori. Domnule Penciulescu, dar vă rog. Ce mă rogi, domnule, ce mă rogi? Află că adevărații oameni politici la noi sunt niște delicați și niște visători. Tocmai visând treși, agonisesc ei palate și moșii. Cu gândurile în sferă, îi scălesc aprobând odată la 5-6 ani, odată și nu mai mult, un contract de furnituri pentru stat, fără să bagi de seamă că s-a strecurat acolo așa un cuvânt mai mult sau mai puțin. Află tinerii nesăbuit că politicianul român dansează cu legea elegant, fără să o calce pe picioare. Ce zici, tovarășe Praeda? Și că, în general, chiar la 5 ani odată, obosit de cinste, el nu dansează decât pe contul statului. Tovarășe director, domnul pe care l așteptați. El trebuie să fie. Vă rog să mă lăsați singur cu el. Da. Ești desigur surprins că șeful meu de cabinet a insistat atât de mult, arătând că vreau să te văd astă seară. Mi s-a spus la club azi după amiază că sunt atacat de o foaie oarecare. La început n-am dat nicio importanță numelui gazetii. Înțelegi, un ministru nu o să stea să citească toate gazetele care îl înjură. Unde am ajunge? Și personal, din principiu, nu citesc foile care mă atac. Așa că habar nu aveam de acest atac din... Dreptate socială. Tocmai. Zic, nu aveam habar când mi-au căzut ochii sub titlu. Dar aici e director bunul meu prieten, Gelu Ruscanu. Probabil că nici nu știe omul despre ce e vorba. Se vede că vreun redactor zelos în criză de subiecte, acum pe căldurile acestea, a vrut să mai animeze foaia și să... Cred că v-ați înșelat. Pot să vă spun chiar că toate aceste articole, și cele pe care le-ați citit, și cele pe care din principiu nu le-ați citit, sunt scrise chiar de mine. Nu se poate. Atunci tot eu am dreptate. Într-adevăr, nu știi despre ce e vorba. Să puteam că ați reflectat adânc și că tocmai pentru ca să evitați un pas ireparabil și pentru noi și pentru dumneavoastră ați venit aici. Cel puțin în modul acesta am interpretat noi telefonul care ne anunța vizita dumneavoastră. Noi? Care noi? Noi, să zicem, eu și prietenii mei. Eu nu înțeleg să am de-a face cu niciunul din prietenii dumitale. Nu mă interesează nici măcar directorul dreptății sociale. Eu am venit aici să stau câteva minute de vorbă cu vechiul meu prieten, domnul Gelu Ruscanu. Domnule Sinești, dumneavoastră știți că la ora aceasta scrisoarea e gata să intre în pagină? Și dacă știți aceasta, de ce atâta vorbărie fără folos? Scrisoare? Ce scrisoare? Credeam că sunteți în curent. Credeam... Ce tot spui, dumneata? Cum? Cine să mă pună în curent? Am citit și eu, ca oricine, amenințarea din ziar... Din ziar? Al minter de unde? Domnule Sinești, de ce țineți atât de mult să rămâneți în acest minister? Ar fi mai bine și pentru dumneavoastră și pentru noi. N-am nevoie de sfaturile de dumitale. Ce scrisoare e asta? O scrisoare... O scrisoare a doamnei Sinești. O scrisoare a nevestimii? Dar nu văd legătura cu politica, cu Ministerul Justiției. Iartă-mă, dar trebuie să spun, ar fi o ticăloșie. Dumneavoastră nu aveți dreptul să întrebuințați acest cuvânt. Mă, nu e rău spus.
chiar în clipa când anunț că vei publica scrisoarea unei femei. În fine, pentru că e vorba de o scrisoare, dă-mi o să văd și eu. Ce scrisoare? Domnule Sinești, de câte neplăcere am fi scutiți amândoi dacă ați renunța la Ministerul Justiției? Înainte de minister și de toate, mă interesează anume ce scrisoare e asta. Către cine e adresată? Veți vedea mâine când o veți citi. Nu asta interesează acum. Deocamdată dăm să vă scrisoarea. Vreau și eu să aflu cu cine m-a înșelat. Dacă nu-i fi cumva chiar dumneata. Mai știi drăcie? Maria te invita cam des când erai student. Poate că de aceea am găsit discursurile frumoase, admirabile, când le comentam seara la colțul căminului pe când Maria ne turna ceaiul. Și pe urmă seara, când ieșeam împreună, îți aduce aminte? Eu la club, dumneata acasă. Ori te pomenești că după ce ne despărțeam, o luai pe bulevard la dreapta, la mine acasă. Poate că atunci când eu intram pe ușă, dumneata escaladai cum puteai fereastra, a? V-am spus că veți vedea mâine cui este adresată scrisoarea. Și cum înțelege cel care a primit-o și a publicat-o să tragă consecințele acestui act? Sunt convins că voi opri dumneata, chiar dacă va fi cumva pusă în mașină. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Dar să admitem că va apărea această scrisoare. Ce vreți să dovediți cu ea? Scrisoarea aceasta duce dovada că ați jefuit și ați asasinat pe bătrâna Manitii. Eu am jefuit? Am asasinat? Da. Afirmă aceasta nevastă mea în scrisoarea ei? Da, dând și amănuntele împrejurării. În cazul acesta, desigur că această scrisoare dovedește ceva. Ah, prin urmare. Dovedește fără putință de tăgadă că nevastă mea este o mitomană. O mitomană erotică. Cum o mitomană erotică? Foarte simplu. O femeie care, ca să devie interesantă și să-și atâțe amanții, brodează cele mai abracadabrante năzbâtii. Cazuri foarte destudiate de medicină și de psihologia patologică. Eu sunt absolut convins că nu acesta este cazul aici. Și că această scrisoare conține purul adevăr. Crezi că e adevărat că eu am ucis și am jefuit? Repet încă o dată și voi repeta la nesfârșit convingerea mea profundă că aici nu este vorba de o născocire. Și că nu e vorba mai ales de o mitomană. Nu mă interesează convingerea dumitale personală. Sunt sigur că nu interesează pe nimeni. Dar din punctul dumitale de vedere, dacă ești într-adevăr convins că această femeie merită să fie crezută, și așa e, de vreme ce afirmația ei ți se pare de nediscutat, atunci ceea ce faci este nu numai inutil, dar și abominabil. Nu vei putea să atingi pe nimeni, căci nu e aici nicio probă, decât pe ea însăși. Un criminal pledează și afirmă sublimul legii. Ar trebui ca în această clipă să se frângă instantaneu toate liniile drepte din abecedar. Ar fi de așteptat ca oamenii să înceapă toți deodată să pronunțe cuvintele de îndăratere de la coadă spre început. Dar bătrâna Maniti, în clipa în care era sufocată cu perna, ce vină avea? Pe ea nu apără legea? E bine, răspund eu, o va răzbuna. Deși prea târziu, conștiința dreptății absolute. Când eu, ministrul justiției, am venit aici, mi-am dat seama cât risc și cât de imposibil este orice reacție pe loc, așa cum ai meritat din partea mea. Mi-am spus că trebuie să fiu calm. Orice s-ar întâmpla. Mi-am spus că trebuie să viu, pentru că o nenorocire amenință pe fiul singurului om superior pe care l-am întâlnit în viața mea. Și doar în anume sens amenință și familia mea. Dacă n-ar fi fost amintirea fierbinte a lui Grigore Ruscanu și dorința unei lămuriri... Invoci amintirea tatălui meu ca introducere la șantajul pe care îl pregătești. Nu se va prinde... Știu că ai în port vizit scrisoarea imprudentă a tatălui meu. Ai păstrat-o și... Da. Da, o am la mine. O port totdeauna la mine. Uite-o. Dragă Sinești, te rog de neapărat aducătorului 20.000 de lei din depozitul societății forestiere. N-avea nicio grijă, mâine dimineață luni la ora 8, pun toată suma la loc. E pe hârtie cu antetul clubului. Cum a putut să scrie în asemenea termeni? O scrisoare de sinucigaș. Ce chilipire în mâna unui om fără scrupule.
Înțeleg de ce ai păstrat-o cu atâta grijă. De ce o ai acum la dumneata? Înțelegi, fiindcă judeci toată lumea după mentalitatea dumitare și a complicilor dumitare. Ce vreți să spuneți? Un lucru foarte simplu. Dar mai întâi o lămurire. De ce nu l-ai întrebat tocmai pe acel ticălos care a primit scrisoarea? De ce a păstrat-o ani de zile și abia acum ți-a adus-o ca să o publici? De curiozitate, pe el l-ai întrebat oare de ce a păstrat-o? Eu am primit scrisoarea și voi trage toate consecințele. Știam. Știai? Știam. Am știut totul de atunci. Pot să te întreb eu acum de-a dreptul cu ce gânduri ai păstrat atât de grijuliu această scrisoare ani de zile? Cu gândul că trebuie publicată. Din clipa în care o primisem, ea făcuse din mine automat un complice. Până la denunțare nu mai eram decât complicele asasinului. Nu mai puteam distruge o mărturie care nu mai aparținea mie, ci justiției. În conștiința mea era din prima clipă ceva care se desprinsese de mine și nu mai putea fi schimbat de mine. Dumneata, n-ai cum să înțelegi. Te înțeleg. Din nefericire te înțeleg. Poate că dacă nu aș fi cunoscut atât de aproape pe tatăl dumitale, mi s-ar fi părut totul de necrezut. Am fost nedespărțit de el până în ceasul morții. Mi se pare nespus de nefiresc să te aud pe dumneata vorbind așa cum vorbești. Știu. Ai socotit că am păstrat scrisoarea cu aceleași intenții ca dumneata? Pe dumneata te-a uimit chiar că el a putut să scrie o scrisoare atât de imprudentă. Eu am găsit asta firesc și sunt mândru că un astfel de om mi-a scris o asemenea scrisoare, tocmai fiindcă ea constituie o dovadă de încredere absolută. Totul era la el absolut. Poftim. Fă ce vrei cu această scrisoare. Totuși, mi se pare ciudat. Am păstrat 20 de ani această scrisoare pentru că ea constituia o mărturie. O clipă sfârșietoare din drama ultimelor lui ceasuri, înainte de sinucidere. Sinucidere? Cum? Înainte de sinucidere? Dar parcă adineauri ai vorbit de o scrisoare de sinucigaș. Ce vrei să spui? Cum? Tata n-a murit într-un accident de vânătoare? Am fost de altfel foarte mirat că știi. Erai atunci un copil de 5 ani și luaseră măsuri să nu se răspândească adevărul despre întâmplare. Chiar procurorul a convenit la versiunea unui accident cu o pușcă pe care o cerceta în birou. Numai mătușa dumitale, eu, medicul legist și procurorul am știut întâmplarea. Tatăl dumitale s-a sinucis cu revolverul pe care l-a trimis iubita lui, anume. Cine era acea femeie? O actriță, Nora Ionescu. Joacă și acum la o grădină, cred. Tata s-a sinucis pentru actrița aceea vulgară. Și fără talent? Asta s-a întâmplat cam acum 20 de ani. Pe vremea aceea ea avea vreo 25 de ani și era frumoasă. Nu se prea observa nici că e vulgară, nici că n-are talent. A avut epoca ei. Toată săptămâna încerca să s-o vadă fără să izbutească. Îi lipsea ca morfina unui bolnav. Pretindea că e supărată că o făcuse să-și comande niște toalete și nu avea acum bani să le scoate. Biletul mi l-a scris duminică în zorii zilei. Până pe la 10 dimineața pierduse și acești 20 de mii de lei. A vrut să o vadă neapărat și ea nu l-a primit. I-a scris după masă o scrisoare că se sinucide dacă nu primește câteva clipe. A așteptat până seara răspunsul ei. Pe la 8, ea i-a trimis un bilețel batjocoritor și revolverul, spunând că îl face cadou de despărțire. Atunci am înțeles pentru toată viața că de la o femeie te poți aștepta la orice. Am stat cu el până pe la ora 1 noaptea, neîndrăznind să iau revolverul. Nu vorbea nimic. Ședea lungit pe divan. Dimineața am fost chemat în grabă. Era încă în agonie.
Așadar, tată s-a sinucis. A stat lucid în fața morții. A ales într-un act de conștiință. Era prea pătimaș. Dar patima asta, setea asta de tot, deviase la el într-o legătură stupidă și în jocul de cărți. Nopții întregi vrea să biruie cu logica lui exasperată absurditatea hazardului. Așa s-a ruinat. Cum vezi, te înțeleg când te privesc copleșit de această împrejurare dureroasă din viața dumitale. Durerea mea pentru soarta crâncină a tatălui meu nu are nicio legătură cu judecata mea. Și nimic nu se schimbă din ceea ce credeam. Dumneata-i suporta ideea unui cerc pătrat sau gândul că 2 și 3 fac 6. Ei bine, așa nu pot eu suporta faptul că dumneata ești ministru justiției, al justiției însăși. Să ne înțelegem. Nu pot suporta ideea că eu sunt ministru justiției. Cine e de vină că iei fumurile dumitale drept realitate? Ah, dacă printr-o inexplicabilă eroare eu aș fi găsit vinovat legal, atunci desigur că ar fi cazul unui cerc pătrat. Dar numai fiindcă dumneata singur m-ai condamnat să iei în serios această condamnare, e absurd. E ridicol. Pentru astfel de fumuri să sacrifici o femeie? Nu va fi niciodată dreptate reală în lume până când ideea de dreptate nu va rămâne intangibilă, absolută. Pot să iau scrisoarea? Acum vreo 2 zile secretarul general mi-a supus spre aprobare cererea câtorva membri ai partidului dumneavoastră de a li se îngădui să viziteze pe deținutul Petre Boruga și să-i ducă vreo câteva cărți. Am telefonat eu însumi la temniță cerând lămuriri și am aprobat această cerere. Ieri, deoarece deținutul se pare că e bolnav, am telegrafia să fie imediat transportat la spitalul închisorii Văcărești. Nu va mai purta uniforma. Va putea fi vizitat de oricine și va putea fi alimentat din oraș. Voi cere dosarul lui și, dacă va fi cazul, îl voi propune pentru grațiere. Bună seara! Pe 12. Da. Dar dumneata ești mamă. Vreau să-mi lămurești un lucru. Este adevărat că tata s-a sinucis? Da. Da, atât am vrut să știu. Ai vrut să mă cruți, înțeleg. Nu, altceva. De ce m-ai lăsat să-mi fac despre el o imagine atât de falsă? Cum ai putut să-mi ascunzi atâta vreme faptul acesta care dă acum alte rădăcini gândirii mele și care îmi răstoarnă tot cerul vieții? Praida! Tovarășii Praida! Am auzit discuția pe care ai avut-o cu Sinești. Nu mai știu ce s-a întâmplat atunci, dar acest Sinești este sigur una dintre cele mai infernale canale din câte am întâlnit. Să ne reapucăm de lucru. Ce vrei să faci? Nu pot da acest text într-o mână străină. Îl transcriu pentru tipar. Nu găsești că nu mai poți să faci acest lucru? Să nu mai apară scrisoare? Nu știu, vom vedea. Oricum, hotărârea nu mai poate lua decât comitetul. De ce să nu apară scrisoare? Și ce amestec poate avea aici comitetul? Fiindcă deocamdată Sinești ne-a pus într-o situație nouă, care ne depășește pe noi doi. Nu înțeleg ce vrei să spui. A pus în discuție eliberarea lui Petre Boruga. Și aici nu mai putem hotărâ noi doi. Mă duc să iau părerea membrilor din comitet. Te regăsesc într-o oră.
în aceeași seară, către miezul nopții. Dacă nu mi-ar fi spus școlarul că a intrat la Capșa, n-aș fi crezut. Știu că nu mergeai acolo niciodată. Vreau să te caut la grădină. Mi-a povestit multe un chelner bătrân care l-a servit ani de zile. Avea un loc al lui favorit pe canapea în colț, unde-și lua totdeauna șvarță cu rom și paharul de cognac seara, înainte de a se duce să o ia de la teatru. Tovarășe Ruscalo, să lăsăm asta. Trebuie să-ți comunic că, în afară de dumneata, tot comitetul e de părere că trebuie să obținem eliberarea lui Boruga, renunțând să publicăm scrisoarea. De ce afară de mine? Sunt și eu de aceeași părere. Atunci? Atunci? Ia seama, tovarășe Praida. O vezi cum arde. În clipa asta suntem definitiv complicii lui Sibești. Da. Da, eu? Da, mătuș, acest domn a fost pe aici. Acum a plecat. Știa și dumneata că vine aici. Nu mai apare. Nu știu. Nu încetează campania. Mătușă, ce sunt eu de vină dacă dumitale îți plac lucrurile clare? Vorbele limpezi. Nu știu. Uite, am descoperit și eu acum că în viață nu există nimic limpede. Cum o să fim deci noi limpezi și categorici? Nu, scrisoarea nu se mai publică. Iartă-mă. Ei, nu înțeleg că nu e nicăieri început și sfârșit clar. Lucrurile se nasc și mor unele în miezul celorlalte. Tovarășe Ruscanu, te supără că partidul ți-a impus eliberarea lui Petru Boruga? Crezi că a pus un om deasupra cauzii comune? Atunci dă-mi voie să spun că n-ai înțeles despre ce e vorba. E bine, stă în interesul cauzii noastre. În interesul cauzii noastre ca Boruga să fie liber. Trebuie să vadă toți șovăielnice din partid că suntem nu numai solidari, ci și tari. Să fie un avertisment. Tovarășe Praida, dumneata greșește. Este într-adevăr ceva prăbușit în mine, dar nu e din pricina acestei hotărâri. Atât cât mai pot să mai fiu eu fericit acum, sunt fericit că Boruga e liber. Te-au zdruncinat atât de rău revelațiile lui Sinești despre nenorocirea întâmplată tatălui dumitale? E posibil să dai atâta importanță acestui fapt întâmplat acum 20 de ani? Nu descoperirea faptului însuși că tatăl meu s-a sinucis fiindcă n-a putut să pui la loc banii pe care i-a pierdut la cărți. Acesta e un fapt trecut și faptele trecute sunt trecute. Am descoperit însă dintr-o dată altceva. Că sunt fiul tatălui meu. Și ăsta nu este un fapt trecut. Nu este trecut încă. Te-a turburat anume descoperirea că tatăl dumitale s-a sinucis? Că n-a fost un simplu accident, așa cum credeai? Iartă-mă, dar nu văd nicio deosebire. E deosebirea de la trăire la conștiință. Adică totul. Drama. Câtă luciditate, atâta existență și deci atâta dramă. Viața lui a fost o dramă. De unde știu asta? Fiindcă o trăiesc eu din nou. Acum. Tovarășe Ruscanu, va fi, cred, necesar să găsim o formulă de transformare a campaniei care ar putea continua. Dar ocolind problema acelei scrisori. Pentru mine s-ar putea relua caseta de astăzi puțin atenuată. Da, nu e rău. Ea puțin atenuată. Vrei să o scrii acum? Că și așa e târziu. Da, e târziu. Ce? Nu pot să mai scriu. Ce vrei să spui? Ești așa de obosit? Mi-e teamă că în viața mea nu voi mai putea să mai pun mâna pe toc. Vrei să-mi dictezi mie? Că uite, e târziu și trebuie să se toarne pagina. Tovarășe Praida, nu e vorba de asta. Resortul mâinii la mine în creier, acolo s-a rupt ceva. Eu nu sunt un gazetar propriu-zis. Eu nu pot să scriu decât ceea ce gândesc. Eu valorez cu condeiul atât cât valorează convingerile mele. Au fost zile când ai scris singur gazeta întreagă. Da, nu mai mergea singură. Nu mai merge.
S-a rupt resortul. Are să treacă și asta. Mi-e teamă că trebuie găsit alt director la dreptate socială. Nu, no, nu, no, vorbește serios. Crezi că n-am știut până adineaori că tatăl meu s-a sinucis? Știam de accidentul de vânătoare, așa cum s-a anunțat chiar în gazetele timpului. Aflasem acum câteva seri de la mătușa mea și despre întâmplarea cu jocul de cărți, dar abia acum văd toată jucăria destinului montată și în funcțiune. Montată și în funcțiune. Chestiunea e mai gravă decât o bănuiam. Vezi, Praida, biblioteca, cărțile. Aici dormitează tot adevărul și dreptate. Tot adevărul. Tot binele pe care vreau să turnăm în arterele vieții. Toată drama este că morala pe care o proclamă nu e pe măsura noastră. Specia încape ea ca un braț de crăci într-un sac. Acum știu ce ne-ar trebui. Să născocim o nouă morală mai omenească, să urcăm un nou Moise pe un alt Sinai, să ne aducă alte table de legi mai largi, mai înțelegătoare, mai aproape de viața noastră, ceva cu codicilul și excepții. Legile fără excepții sunt îngrozitoare. Nu ne trebuie, ne sufocă. Să căutăm un nou Moise mai psiholog. Că dacă nu, Europa noastră dă faliment. Tovarășe Ruscanu, ia seama. Nu te lăsa dus de șuvoiul întrebărilor și răspunsurilor fără sens. Este aici o mentalitate individualistă. Delirul acesta ideologic este foarte periculos. Nu părăsi terenul solid al camaraderiei. Nu te aventura pe apele turburi ale întrebărilor fără răspuns. Adevărul și dreptatea sunt acolo unde sunt în bloc cei asemeni dubitare. Dar pot să nu mai pun întrebări, tovarășe Praida. Întrebările țâșnesc din toate părțile, ca focurile de armă într-un sat, în care se dau prin surprindere lupte de noapte. S-a dat alarma și din toate părțile piuie întrebări. Tovarășe, prietene, dezmetitește-te, altfel ești pierdut. Jocul elelor. Un joc. Un joc. Și eu sunt victima acestui joc, victima acestui negoț de idei. Înțelegeți acum de ce nu au încredere muncitorii în intelectuali? Pentru că de 2000 de ani intelectuali sunt incapabili să se descurce din nițile ideilor. Nu aș vrea să mă înțelegeți greșit, și noi prețuim ideile, dar le cunoaștem înțelesul. Ideile sunt așa ca steaua polară, să meargă oamenii spre ele când au un cârmaș bun. Dar nimeni nu s-a gândit vreodată să ancoreze în steaua polară. Eu mă duc până jos la tipografie. Cine e? Intră. Gerule. Maria. Nu m-am îndoit niciodată de tine. Nu te-ai îndoit niciodată. Nu știu. Poate că m-am îndoit. Dar când mă gândeam mai mult, când scotoceam în mine, atunci te găseam acolo mai în adânc și îmi ziceam că tu nu poți publica scrisoarea aceea. Dar cum de-ai venit la ora asta aici? Mătușa ta i-a telefonat lui Sinești. M-am ridicat parcă fără să vreau. Cum se ridică iar cel care a căzut în știre și căruia îi se dau câteva picături de apă. Nu aveam decât un singur gând. Să te văd. Să te văd, numai decât. Și bărbatul tău? Bărbatul meu? Dar nicio lege omenească nu mă poate sili să stau alături de el. Știam că n-ai să publici scrisoarea. Par sincer. N-ai venit alaltăieri aici să-mi spui că pot publica scrisoarea? Erai și atunci sinceră? Dacă tu erai în stare să o publici, fără ca să trezească nimic în tine ca să te împiedice, restul motivelor mi-era indiferent. Aș fi suferit mai mult să știu că altceva. Milă, considerații sociale te pot opri acolo unde iubirea nu te-a putut opri. Și acum? Acum. Acum sunt fericită că te-am regăsit. Oh, și totuși tu m-ai înșelat. Nu, nu e adevărat, nu te-am înșelat. Cum nu m-ai înșelat? Nu mai știu ce sens are acest cuvânt înșelat dacă tu poți spune că te-am înșelat. De tot ceea ce s-a întâmplat, tu singur porți întreaga vină. Niciodată nu te-am iubit mai mult ca în timpul acelor zile, când am fost departe de tine. Veneam de la Paris hotărât să te iau înapoi, numai a mea, pentru eternitate. Ai
tu asta? Da. Bine, dar atunci... Atunci ce s-a întâmplat de n-a mai fost nimic din ceea ce trebuia să fie? Ne-am înțeles la telefon ca să ne vedem la unchiul tău, unde spuneai că trebuie să te duci neapărat. Când am trecut din salon în biblioteca unde credeam că nu e nimeni, erai totuși tu la fereastră, în picioare, iar lângă tine, apropiat acel gaian care îți săruta mâinile și tu râdeai. Ei, da, asta a fost totul. Ah, dacă ai fi vrut să mă asculți, cine știe, că ți-o jur, nu te înșelase. Nu mă înșelaseși. Vrei să spui că nu erai încă manta lui? Nu se întâmplase încă nimic. Dar ce vroiai să se întâmple? Se întâmplase totul. Că ai fost apoi metresa lui, nu mai avea nicio importanță. E bine, nu pot gândi că totul e pentru totdeauna pierdut. Gelule, va fi iar cum a fost. Maria, a fost un vas scump dintr-un cristal fără pat, fără pereche. Și vasul acesta stă înaintea noastră în cioburi. Știu că adeseori și cioburile pot fi reunite la un loc, dar nu mai e vasul din tâi. Dar suntem oameni, putem greși. Ne iubim, dar suntem oameni. Doi inși care se iubesc cu adevărat nu mai sunt oameni. Ba da, ba da, sunt bieți oameni care își caută un pic de fericire, atât cât e cu putință aici pe pământ. Ceea ce oamenii numesc iubire nu mă mulțumește. E cum o contabilitate de zile când iubești și zile când nu iubești, ca pe urmă să închei bilanțul și să vezi dacă în total ai iubit sau nu. Ei bine, am greșit. Am greșit, iartă-mă. Poți să uiți o clipă de rătăcire? Aici nu se mai poate repara nimic. Dacă într-o pagină întreagă de calcul un inginer a spus o singură dată 3 și cu 4 fac 8, tot calculul este nul și podul se prăbușește. Mintea asta drăcească mi-a stat necontenit, dușmană. Dar ce-ți pasă de ce a fost dacă eu te iubesc acum? Dacă îți jur că te iubesc. Și ce mă poate face pe mine să cred că jurămintele ai să le ții? De ce aș spune acum? Ce fel de interes aș avea în clipa asta? Te îndoiești de sinceritatea mea? Mi-a murit credința în mine însumi. Când m-ai înșelat rândul trecut, a fost o lovitură în plin. M-a clătinat până la pământ, dar am suportat-o. Aveam rădăcini adânci. Eram altul. Azi, unde aș mai putea găsi sprijin și refugiu dacă iubirea ta mi-ar da o nouă lovitură? Evident, fără voia ta. Azi nu mai sunt decât o biată epavă. Toate resorturile sunt rupte în mine. Totuși trebuie să trăiești. De ce? Fiindcă te-ai născut. E un argument? E teribil argument. Gândurile astea le-am vânturat toate. Trebuie să poți să te ridici de la masa vieții, așa cum a făcut tata. El a mai încercat totuși. Dar nu în iubire, unde probabil că având aceeași minte și aceeași nerv ca mine, văzuse aceeași urăciune. Ci acolo unde iluzia mai putea fi mediocru îngăduită, la jocul de cărți și în posesiunea fizică a femeii, și tot acolo a ajuns. Ceea ce vrea el, ceea ce vreau eu, înțeleg acum, nu este cu putință. Totul este un calcul matematic fără de prisos. Nici o martingală nu poate ajuta la jocul meschin al vieții. A pierdut, a plătit. Acum s-a terminat cu vorbele. Fapte, nu vorbe. Știu ce vrei să spui. Vrei o certitudine. Lasă-mă să te sărut. Uite o certitudine. Maria. Nu, tu ai explicat destul. Acum eu vorbesc, așa cum știu eu. Fapte, gelule, nu vorbe. Mâine seară plecăm. Am să las partea de avere cuvenită copiilor și plecăm. Să fim mâine seară în tren și totul să rămână în urmă. Ascultă, Maria. Nu mai ascult nimic, pentru că tu nu înțelegi nimic de cânălucirile tale reci. Te sperie cu anticipație compromisurile și păcatele vieții? Dar dacă n-ar fi așa, viața nici n-ar merita să fie trăită.
Vrei să strângi totul în cămașa de forță a ideilor tale? Maria, când știu dinainte... Știi? Ce știi tu? Eu știu mai multe decât tine. Vom trăi departe câțiva ani până când vom deveni asemeni. Nu trebuie să te mai gândești la tatăl tău. Când ne vom întoarce, vei deveni puternic și ascultat. Cine să mă asculte și de ce să mă ascult? Taci! Ce să le spun? Taci! Sunt goluri care trebuie să împlinite în iubirea noastră. Sunt restanțe de voluptate la care nu renunți. Tot ce a fost ispită doar în închipuire și fără speranță trebuie să devie. Maria, trebuie să mă înțelegi. Nu este nimic de înțeles. Hai să afli că fericirea nu e o vorbă goală. Du-te, Maria. Du-te. Așează-te din nou la masa vieții. Eu sunt prins în gura unui crește de oțel care mă smulge. Nu doresc să mai reviu și nici nu pot reveni. E cea din urmă, cea mai mare rugăminte. Nu face să-mi șovăie mâna. Dacă mă iubești, într-adevăr, du-te. Bine, te las. Ești obosit. Mâine dimineață aștept un telefon de la tine. Revolverul pe care l-ai adus dumneata. Nu înțeleg nimic. De ce s-a omorât? De ce? Nici o sinucidere nu are înțeles și nu poate fi justificată. Cu toate acestea, există sinucideri. A avut trufia să judece totul. S-a depărtat de cei asemeni lui care erau singurul lui sprijin. Era prea inteligent ca să accepte lumea așa cum este, dar nu destul de inteligent pentru ceea ce voia el. Pentru ceea ce năzuia el să înțeleagă, nici o minte omenească n-a fost suficientă până azi. A pierdut orgoliul lui nemăsurat. Ați ascultat piesa Jocul Ielelor de Camil Petrescu. Distribuția a fost următoarea: Gelu Ruscanu, Constantin Codrescu. Praida, A. Pop Marțian, artist emerit. Penciulescu, Nicolae Sireteanu, artist emerit. Sache, Mircea Constantinescu, artist emerit. Dașcu, Nicolae Grigore Bălănescu. Vasiliu, Vasile Florescu. Toma, Octavian Cotescu. Petre Boruga, Ion Manta, artist emerit. Elena, soția lui, Simona Bondoc. Mihai, fiul lor, Mariana Oprescu. Irena Romescu, Lili Popovici. Chiriac, Jules Cazaban, artist al poporului. Șerban Saru Sinești, Ion Finteșteanu, artist al poporului. Maria Sinești, Marieta Diculescu, artist emerită. Nacianu, Geo Maican. Agentul, Ion Henter. Primul gardian, George Ionașcu. Al doilea gardian, Marin Neacșu. Crainic, Marcela Rusu, artistă emerită. Regia muzicală, George Popescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.